Un accident grav s-a produs pe drumul DN1C în Maramureș. O persoană a decedat pe loc și alte două au fost rănite după ce, din motive încă necunoscute, o șoferiță a ajuns pe contrasens, unde a intrat în coliziune cu un alt autovehicul. Un accident cumplit s-a produs în localitatea Cicârlău. Din motive încă necunoscute, o femeie în vârstă de 44 de ani a pătruns cu mașina pe contrasens, unde a lovit un autotractor care circula regulamentar. În urma impactului, autoturismul a fost proiectat într-un tir care era parcat pe marginea drumului, în afara părții carosabile. Un pasager a murit pe loc, iar șoferița și un alt pasager, o femeie în vârstă de 64 de ani, au rămas încarcerate între fiarele contorsionate ale mașinii. Martorii au dat alarma la 112, iar în scurt timp la locul accidentului au ajuns un echipaj de descarcerare, o auto specială de stins incendii, un echipaj smurd și mai multe ambulanțe. Pentru a elibera victimele, pompierii au tăiat caroseria mașinii bucată cu bucată. După ce au fost descarcerate, victimele au fost preluate de echipajele medicale și transportate la spital, unde au rămas internate sub supraveghere medicală. Șoferiței au fost prelevate probe de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. De asemenea, șoferul autotractorului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Polițiștii continuă cercetările în acest caz.